Alarmă de fum se montează exact așa. Exact așa se montează. Pe tavan, în poziția aceasta, undeva la 5 cm de perete. La 5 cm de perete și o prindeți așa pe tavan. Are niște suporturi și niște holșuruburi, le prindeți în tavan. Apăsați butonul de test după aceea. Funcționează, totul este în regulă. Aceste alarme le găsiți, eu personal le-am cumpărat din Marea Britanie, amândouă sunt de la First Alert. Această alarmă de monoxid de carbon este undeva în jurul a 10 euro, 12 euro, cealaltă este undeva în jurul sumei de 30 de euro, cea de monoxid de carbon. Această investiție pot să spun că nu se compară cu avantajele pe care le oferă. Și puteți să montați alarma de fum, puteți să o montați în mai multe locuri, mai multe alarme, în mai multe locuri unde credeți că există un pericol de incendiu. Eu personal am montat așa ceva și în podul casei, în mai multe locuri unde mă folosesc de foc și este foarte, foarte indicată și folositoare. Am văzut personal în Marea Britanie, casele sunt dotate cu așa ceva în fiecare cameră. În fiecare cameră există alarmă de monoxid de carbon și alarmă de fum. În fiecare cameră. Dar, dacă nu aveți, montați-vă cel puțin la sobă unde folosiți foc. Cam asta este cu alarma de monoxid de carbon și alarma de fum.